Orice vedetă îi dorește, foarte multe doamne și domnișoare sunt înnebunite după ei, iar bărbații adoră să vadă picioare frumoase. Pantofii cu toc dau chiar dependență. I spent $40,000 on shoes and I have no place to live. Cât ați cheltuit cel mai mult pe pereche de pantofi? Secret. Subiect tabu, da. Încă din secolul al XVIII-lea, doamnele de viță nobilă au devenit dependente de tocuri. Dar nici domnii nu glumeau când venea vorba de pantofi. Deveniseră emblemă a statutului social și, mai mult de atât, Ludovic al XIV-lea, de exemplu, își ascundea statura minionă cu ajutorul perechilor de încălțăminte comandate special. Dar aceasta este istorie. În secolul 21, pantofii cu toc au ajuns chiar să dea dependență. Chiar dacă sunt pe teren și eu port tocuri astăzi, vom afla împreună de ce doamnele aleg tocurile. Pentru câțiva centimetri în plus, pentru încredere în ele sau pentru dumneavoastră, domnilor. Haideți cu mine să vedem! De ce port tocurile? Pentru că ești mai elegant pe tocuri. În principiu ca să fii mai înalte. Normal. Și în al doilea rând? Și în al doilea rând că te fac să ai mai multă încredere în tine. Pentru că am un complex că sunt foarte scundă și așa tocurile dau încredere în mine. Tocurile nu au vreme. Dovada am găsit-o chiar în traficul nebun din capitală. Priviți-o pe această domnișoară. Merge relaxată pe niște tocuri care îți dau fiori doar privindu-le. Ce înălțime au tocurile astea astăzi? 12. Ni-l arăși nouă? Am experiență și pot să merg fără niciun fel de problemă. Să dăm cărțile pe față. Cu tocuri sau fără? Cu tocuri. De ce cu tocuri? Sunt mai feminine. Păi depinde unde se duce femeia. Nu. Dacă se duce la piață, o prefer fără tocuri. Dacă se duce la o petrecere, pe tocuri. Am cerut și părerea unui specialist în domeniu, recunoscut și premiat internațional, în special pentru tocurile absolut fabuloase pe care le creează. În momentul acesta, nu numai tendințele, dar alegerile designerilor, a marilor case de modă, sunt ori tocuri foarte subțiri, ori tocuri foarte groase. Toc subțire, drept, toc gros. Sigur că acesta este mult mai instabil. E mai elegant.